Și vă mulțumesc că ați făcut, ne-ați onorat cu prezența astăzi și eu mă numesc Igor Luca, cu noi este Sandu Bunescu. Noi reprezentăm compania BPMS Standard, care de curând a efectuat un audit instituțional în Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicare și a elaborat cadrul instituțional pentru reforma instituției date. Deci această misiune de audit se încadrează în proiectul Move It Like Lublin, care este demarat la moment de către Primăria Municipiului Chișinău, în parteneriat cu Primăria Lublin și este finanțată de Uniunea Europeană. Proiectul dat prevede implementarea mai multor măsuri de modernizare a tehnologiilor de control a serviciilor de transport public în municipiul Chișinău și asta la rândul său a determinat necesitatea efectuării unei revizuiri a activității operaționale a Direcției Generale, care este nemijlocit responsabilă de transport public în municipiu, cu scopul de a de a ajusta, spunem, activitatea acestei instituții în raport cu cele propuneri de modernizare prevăzute în cadrul proiectului. Deci, scopul auditului instituțional, constă în evaluarea stării actuale a activității operaționale a direcției, înaintarea propunerilor de schimbare acolo unde este locul, determinarea și constatarea celor situații care au putut să, sau pot să, să împiedice realizării obiectivelor direcției, evaluarea de impact a celor schimbări propuse și planificarea propriu-zis a schimbărilor. La momentul actual, noi suntem la faza de concept, când avem pregătite deja drafturile cadrului instituțional și el urmează, etapa numărul 2, urmează a fi aprobat de Consiliul Municipal, după care, în principiu, s-ar putea de inițiat propriu-zis proiectul de reformă a Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicare. Ce reprezintă în sine cadrul ăsta instituțional? Deci, misiunea noastră de audit, deci în cadrul misiunii de audit, au fost elaborate următoarele documente care și în principiu fac obiectul cadrului instituțional. Acestea sunt obiectivele operaționale și indicatorii de performanță pentru toate procesele care au fost identificate a direcției, harta celor procese, harta proceselor care, care urmează a fi reorganizate, strategia de comunicare cu părțile interesate, adică cele părți cu care interacționează în activitatea sa direcția, structura organizatorică nouă a direcției, regulamentul propriu-zis a direcției de organizare și funcționare a direcției, regulamentele celor subdiviziuni de bază din cadrul direcției și fișele de post a tuturor funcțiilor de bază în cadrul direcțiilor. Toate aceste documente au fost elaborate ieșind din conceptul nou care este propus pentru a reorganiza direcția. Aceste argumente sunt reflectate în raportul de audit instituțional, ele stau la bază. Da? Și totodată, tot în baza acestor propuneri, a fost elaborată și foaia de parcurs. Toate aceste documente urmează a fi prezentate azi, pusă la dispoziția membrilor Consiliului Municipal și ei, din data de azi, au 15 zile pentru a înainta orice amendament. Noi suntem, de asemenea, consultanței BPMS, la dispoziția atât a direcției, a primăriei și a Consiliului Municipal, a membrilor Consiliului Municipal, pentru orice întrebare și clarificare de orice situație. Asta e situația. Scopul întrunirii de azi este ca noi, consultanții, să argumentăm acele schimbări pe care tot noi le-am propus, în principiu să prezentăm schimbările, să le argumentăm necesitatea lor și formatul o să fie în felul următor. Noi o să mergem subdiviziune cu subdiviziune, sunt undeva 4-5 subdiviziuni de bază și o grupă de subdiviziuni de suport în cadrul direcției.
O să arătăm care este situația reală, o să arătăm problemele, o să arătăm propunerile de schimbare și forma schimbată deja a structurii organizatoare și subdiviziune. Și tot aici propun, dacă sunt întrebări, să fie puse tot la nivel de subdiviziune. Deci am prezentat subdiviziunea, întrebări, răspunsuri, trecem la următoarea subdiviziune. Una din subdiviziunile de principale, una din cele mai principale subdiviziuni în cadrul direcției este Direcția Management Transport, care nemijlocit se ocupă de supravegherea transportului public în municipiul Chișinău. La momentul de față, în această subdiviziune sunt organizate 4 procese. Asta e dezvoltarea serviciilor transport public municipal, 2 procese de control livrare, unul pentru transportul municipal, asta sau autobuz, troleibusă, și altul pentru rutiere, așa numitele, și dezvoltarea infrastructurii municipale. Aceste procese sunt realizate în cadrul a 3 subdiviziuni, asta e secția transport public municipal, secția transport public privat și serviciul securitate, circulație rutieră. Constatări. Cea mai mare problemă pe care noi am atestat-o în cadrul acestei subdiviziuni este faptul că serviciile de transport public în sine nu sunt definite ca standard. Eu o să fac o paralelă ca să fie mai clar. Dacă o să mergeți la o fabrică de pâine, o să vedeți că franzela, de exemplu, orășănească, are un TU, tehnicesc, deci un standard concret. Acolo e prevăzut de la materia primă, de la cum se păstrează, până la produs finit în magazin. Tot în așa ordine de idei ar trebui să fie definite și serviciile, în principiu, și inclusiv și serviciul de transport public. Deci nu există un document exhaustiv. Sunt mai multe ordine, mai multe dispoziții ale primăriei unde sunt prevăzute careva cerințe de calitate a serviciilor date. Dar un document exhaustiv care stă la baza cerințelor de contractare a serviciilor date, așa ceva nu există. Și atunci când noi vorbim, da, noi am vorbit că noi avem așa un proces de dezvoltare a serviciilor publice și el este. Este rezultatul procesului dezvoltare a serviciului, dezvoltarea serviciilor de transport public. Adică este rezultatul final a anumitului așa proces. Acolo se planifică și calitatea lui, cerințele față de acest... Deci tot aici, în momentul în care noi nu prea bine avem definit cerințele față de serviciile publice, serviciul de transport public, evident că nu au fost stabilite protocoale de control a acestor cerințe. Da? Deci când nu-s cerință, nu prea ai ce verifica. Și n-aș spune că dumnealor acolo nu efectuează verificări de dat. Da? Dumnealor efectuează niște controle, niște verificări. Eu n-aș spune că ele sunt moderne, ele deloc nu sunt moderne. Eu aș spune că în ziua de azi direcția nu este pregătită și într-adevăr ar trebui să-și grăbească reformele sale și nu atât din punct de vedere a structurii organizatorice, dar și a acelor procese care acolo demarează, pentru că la moment eu n-aș spune că sunt pregătiți să ții sub control control livrarea anume a serviciilor de transport public cap-coadă, întrucât să asigure atât calitatea cât și eficiența economică acestor servicii. Da? Deci tot ce am văzut noi la moment este că control livrarea acestor servicii se face sub aspectul financiar mai mult și asta tot fără un acces foarte serios la informațiile documentate a operatorilor de servicii publice. Da? Deci se prezintă niște documente de la operatori pe care în principiu ar putea doar să le dai crezare, să-i crezi și să achizi care va să compensezi, care va cheltui el din... Deci este de lucru la... sub aspect de modernizare și anume acelor măsuri de control livrarea serviciilor de transport public. Așa. Vreau să vă spun că toate constatările și propunerile în raport cu aceste constatări sunt mai detaliat descrise în raport. Noi acum nu o să putem merge peste toate
aceste constatări, dar unele din ele au generat anume schimbarea. Și dacă vorbim despre asta, spunem că în subdiviziune sunt două secții cu obiective similare care realizează același proces de control livrare, doar că pentru două categorii de prestatori de servicii. Da? Deci este secția transport public municipal și secția transport public privat, care noi considerăm că ar trebui să fie comasate într-o singură subdiviziune și asta ar eficientiza resursele umane. O altă situație, ceea ce vorbeasem anterior despre faptul că la moment lipsește un control a vânzării biletelor. Noi compensăm într-o oarecare măsură diferența dintre tarif, primăria compensează. Și atunci, pentru asta, noi am avea o necesitate să ținem sub control dacă cât s-au vândut bilete. Deci noi iarăși îi credem pe operatori, că noi am vândut atâtea bilete, ei nouă ne raportează, e evident că informația asta noi nu am putut-o pune sub bună, dar teoretic s-ar putea și la momentul dat. Deci, deși ea s-a venit cu propunerea ca în cadrul direcției să fie format o secție nouă de facturare care spre ei absolut tot partea de vânzări bilete, vânzări abonamente și control acestor tichete în cadrul, deci migrarea funcțiilor respective de la operatorul, de exemplu, de la RTEC, de la POA, către direcții. De atât așa pare, da? Deci fuziunea a două subdiviziuni în una, apariția unei subdiviziuni noi și circulația de securitate rutieră. Este o problemă și acolo. Misiunea Serviciul de Securitate Circulației Rutieră constă într-aceea că dumnealor trebuie să creeze șabloane de infrastructură de circulație rutieră, cu drum, cu trotuare, cu semafoare și tot dumnealor trebuie să dea cerințe față de setarea semafoarelor și așa mai departe. La momentul de față, subdiviziunea dată nu are capacitatea să execute așa funcții, cu toate că obiectivul o au. Deci obiectivul în față e pus, ca resursă nu e suficientă. Dumnealor, iarăși, nu există o evidență tehnică a acestei infrastructuri. Deci infrastructura noastră, evidența ei tehnică, pur și simplu lipsește. Forma lor de activitate în felul următor, dacă vine o sesizare de la poliția rutieră, că uite, aici ar trebui să fie schimbat ceva, dumnealor execută sesizările respective. Deci e un fel de formă de organizare reactivă, nu preventivă. Deci nu sunt niște calcule care ne-ar asigura că uite, noi avem o fluidizare sau avem o securitate de circulație rutieră, dar este o reacție din partea poliției rutiere, că cum ar fi, uite, noi avem un accident rutier și asta e din cauza că nu e un semn de circulație rutieră, haideți să-l instalăm. Deci e o chestie reactivă, nu e o chestie preventivă și la momentul de față ar fi bine ca resursele în cadrul subdiviziunii date să fie fortificate, ca să asigurăm cât de cât și fortificată nu atât resursa umană, cât și este nevoie de un sistem informațional care să ne asigure nouă evidența tehnică acestei infrastructuri. Nu întrebiește în principiu pentru toată infrastructura municipiului să avem un sistem informațional tip GIS pentru a duce evidența tehnică a infrastructurii. De altfel, orice schimbare după asta, vrei să faci o inspecție și să vezi dacă corespunde cu ceea ce noi am planificat să fie și n-ai cum. N-ai cum pentru că nu există criterii, nu există criterii documentate. Cam așa urmează să arăte această subdiviziune pe nou. Deci urmează să execute patru procese, deci dezvoltarea infrastructurii de circulație rutieră, dezvoltarea servicii de transport public, de unde noi trebuie să avem acele TU, acele standarde pentru fiecare, nu știu, rută, pentru că aici ar fi nevoie de un specialist care sau de un best practice, să vedem cum în alte părți mai buni, poate la același Lublin, sunt standardizate serviciile publice, la nivel de rută, la nivel de... Asta trebuie. Așa, control livrare servicii de transport public 1 și facturare, încasare, plăți de servicii de transport public,
care efectiv o să fie executat de trei subdiviziuni, da? Secția transport public, care o să dezvolte și o să recepționeze serviciile de transport public, deci nu e altceva decât o achiziție. În cazul dat nu e o achiziție standard, pentru că noi vorbim despre operatori care tot nou ne aparțin, tot aceeași, da, tot aceeași entitate, și Consiliul este proprietarul acestei subdiviziuni și noi ar trebui aici să ne poziționăm nu atât cât ca client, cât ca supraveghetor, da? Deci să nu asigurăm supracheltuieli, să asigurăm calitate, să asigurăm securitate. Dar e foarte asemănător cu achiziții, trebuie să ne poziționăm. Este o problemă aici că direcția intervine prea direct în activitatea operațională a operatorilor proprietate. Da? Deci dacă la cei privați cândva e că văd că au dispărut rutierele, nu se intervine pe partea de dezvoltare, pe partea pentru troleibus, autobus, direcția intervine direct. Adică aici apare și un conflict de interese, pentru că dacă tu ți-ai asumat dezvoltarea și niște careva decizii, atunci nu mai poți face supraveghere atât de imparțial. Da? Secția facturare. Deci, secția facturare, asta e un proiect care o să dureze și asta nu o să fie puțin, pentru că e vorba de billing, dar billing e cel mai complicat proces în orice organizație care face billing. E un proces foarte complicat, noi nu, până când doar eu dorință, aici trebuie de dezvoltat un concept, de dezvoltat un proiect, toată partea de vânzări, de bilete, achitări și astea trebuie să fie sub controlul direcției, da? Și cu operatorii de schimbat relațiile. Așa, și secția siguranță circulației rutieră, deci aceeași secție care ar trebui să fie fortificată cu inspectori pentru fiecare teritoriu din municipiu, da. Bun, iarăși, pe scurt, detaliile sunt în raport, în concept. Mergem mai departe. Avem așa o direcție marketing și achiziții publice. Direcția marketing și achiziții publice realizează la momentul de față 4 procese, dar asta declarativ, efectiv, realizează un singur proces, asta e partea de achiziții publice. În rest, administrarea, controlul activității de parcări auto, e o temă care am ușa să o discutăm, darea în locațiunea spațiilor subterane, iarăși o temă care a să o discutăm, managementul proiectelor finanțate din sursă BERD și BI, tot e o activitate care, în principiu, în cadrul direcției mai este o subdiviziune, sunt chiar două, este direcția implementare, proiecte și așa mai departe, care s-ar părea că, nu s-ar părea, dar efectiv își dublează funcțiile această secție, este o secție întreagă, da? În serviciu implementare, proiecte, pe care noi, în principiu, eventual propunem să fie transferat. Care e ideea? Ideea că, efectiv, chiar dacă direcția se numește marketing, activități de marketing acolo nu se execută și, în principiu, nu prea au nevoie. Este nevoie de activitate de marketing pentru a determina necesitățile publicului în parcări, în fluidizarea traficului, în servicii de transport public, în principiu, un oarecare marketing este nevoie pentru direcție, dar la momentul de față direcția nu execută lucrări de marketing, da? Și subdiviziunea dată nu realizează așa. Serviciul implementare, proiecte, deci gestionează același tip de proiecte care sunt gestionate de către alte direcții, tot din cadrul subdiviziunii, deși noi propunem într-o oarecare măsură ca subdiviziunea dat să migreze într-o direcție nouă pe care noi o propunem pentru a iniția odată deja gestionarea parcărilor publice care ar trebui să fie organizate pe spațiile din proprietatea municipiului. Noi considerăm că la momentul de față este o oportunitate foarte mare de a dezvolta serviciile de parcare cu plată pe teritoriul municipiului Chișinău.
Noi considerăm că parcările, fiind un element a infrastructurii rutiere care poate influența atât și traficul, cât și, eu de exemplu, azi jumătate de oră, drept când centru e complicat, ar trebui, și totodată reprezintă o sursă foarte bună de venit, venit din care în principiu ar putea să fie compensate și aceleași cheltuieli pentru servicii de transport public. Deci, dar la momentul de față, în direcție doar o singură persoană pretinde că s-ar ocupa cu administrarea parcărilor publice. Activitatea lui constă în acordarea careva autorizații pentru cei care vor să-și amenajeze, da? Pentru entitățile care vor să-și amenajeze parcări. Cu parcările proprii, nu prea, adică noi n-am văzut activitate, dar el nici nu are capacitate. Deci, în cazul dat, este nevoie de o subdiviziune mai întreagă, mai largă, da? Inclusiv o subdiviziune, că noi direcția parcări cu trei secții, da? Secția dezvoltare parcări, care în următorii ani o să dezvolte, nu știu, trebuie să le identificăm tipurile astea de parcări pe care noi vrem să le dezvoltăm, să facem niște proiecte, cum e Balbanca în română, niște proiecte similare, da? Și să le dezvoltăm una după alta, așa cum se dezvoltă, nu știu, rețeaua la Plăcinte. Altă subdiziune ar fi secția de gestiune parcări, da? Secția de gestiune parcări care ar inspecta parcările respective și funcția lor ar fi de a verifica dacă au fost efectuate cele achitări în conform condițiilor și așa mai departe. Și a treilea secție care obligatoriu o să trebuiască în subdiviunea asta este secția de plăți și încasări și recuperări, pentru că mulți nu or să achite și pe mulți o să trebuiască să-i urmărim, da, și să-i înaintăm în diferite instanțe pentru a recupera, adică cu alte cuvinte să facem regulă în partea asta de achitări până când lumea o să deprindă. Și aici ține de direcția marketing și achiziții publice, noi propunem ea să devie secție de achiziții publice cu administrare din oficiu central din primărie, pentru că teoretic, asta e un proces de suport, nu e proces de bază, da? E proces de suport și ar trebui, da, geografic să afle acolo, să opereze cu planul activității a direcției, dar operațional regula s-o aplice de aici, din oficiu. Deci regula pentru procesul de achiziții trebuie să fie din oficiu central. Așa că a să arăte secția, viitoare secție de achiziții publice, deci trei persoane care o să execute un singur proces, asta e organizarea, suportul și controlul procedurilor de achiziții publice. Vreau să spun că și orice organizație publică, direcția, e o entitate care tot cumpără. Adică fiecare subdiviziune cumpără și subdiviziunea dată ține sub control procesul ăsta de achiziție, pentru că se cumpără, se face achiziție în baza unei reguli și regula e destul de complicată, mai ales în cadrul achizițiilor publice, și e că subdiviziunea asta ar fi rolul lor de bază, cu asta ar trebui să-și limiteze activitatea. Cam așa să arăte direcția parcări conceptual pe viitor, o să execute patru procese. Asta e dezvoltarea serviciilor de parcare, efectiv care sunt dezvoltarea parcărilor, verificarea respectării cerințelor de utilizare a parcărilor, e vorba de cei inspectori care urmează să inspecteze teritoriile din gestiune și să verifice dacă toți au achitat, toți achită. Așa, facturare și încasări, e un număr limitat de persoane care se află în oficiu central și care o să primească de la inspectori, că uite, ăștia trebuie să create o creanță sau or să emită abonamente pentru contractele de lungă durată. Așa, și recuperare creanță, ăsta sunt juriști cu o procedură foarte simplă de recuperare a creanțelor restante, compromise cu înaintarea dosarelor în procedura simplă, în judecată, pentru cei care nu vor să... Mă rog, proceduri sunt multe, de la ridicarea automobililor. Cu alte cuvinte, partea juridică a recuperării de creanță, asta e subdiviziunea care urmează să
Așa. DISP, Direcția Implementare, Supervizarea Proiectelor. Și asta e o subdiviziune care se îngrijește de situația când un operator de rețea, gen MOL Telecom, Termoelectrica, intervine asupra rețelii sale și în momentul ăsta distruge sau atinge sau deteriorează deja infrastructura noastră. Asta sunt drumurile și trotuarele. Da? Deci dumnealor autorizează lucrările astea, încearcă să armonizeze planurile la toți operatorii, da? Ca să nu se primească că azi vine apă canal și să apă, mâine să vie termoelectrică, așa să însepe, păi mâine MOL Telecom și până la urmă să fie și Direcția Generală și să facă reparația drumurilor. Nu. Dumnealor armonizează planurile de intervenții, de reparații și de mentenanță a tuturor operatorilor. Aparent au o misiune foarte nobilă, doar că eu vreau să vă spun că subdiviziunea respectivă are obiective puține, dar resurse multe pentru realizarea obiectivelor date. Da? Deci s-ar primi că iar puteți să fie comasați cu o altă subdiviziune care se preocupă de efectiv de reparația infrastructurii noastre, asta e de la Direcția Lucrării Edilitare, da? Și într-o oarecare măsură, că DISP-ul tot are inspectori și de la ei are inspectori, numai că DISP-ul iese la inspecții pentru acele lucrări executate de către operatori în același teritoriu și alături iese de la DLE un inspector pentru lucrările executate de antreprenorii pe care DLE i-a contractat pentru reparația infrastructurii. Dacă noi am combinat lucrurile astea, da, să lăsăm în partea de autorizare, asta e chestie mai simplă. Dar de la autorizare, că atunci când eu autorizez ce? Termenul, să vii pe data cutare, de la ora cutare să execuți lucrarea cutare, să închizi și să pleci. Și ea că în autorizația asta trebuie să fie indicat și inspectorul verifică dacă se respectă autorizarea dată. Da? Deci eu cred că același inspector de la DLE, dacă o trece dimineață aici și după masă în partea asta ar fi mai eficient și propunerea noastră e ca cel puțin inspectorii să fie comasați. Dar, în general, noi am propus comasarea DISP-ului cu DLE, deci Direcția Implementare Proiecte, cu Direcția Lucrării Edilitare. Și asta doar în... Cum doar? Pentru a eficientiza, în principiu, resursele umane antrenate în cadrul proceselor. Deci, asta este DLE-ul despre care vă vorbesc anterior. Deci, dumnealor, achiziționează lucrări de proiectare, construcție, reparații capitale a infrastructurii rutiere și achiziționează lucrări de deservire, da, de la ex-drupo a infrastructurii rutiere, de la LUMTEH a sistemului de iluminat. Deci eu spunem că subdiviziuni care achiziționează, dar și asta trebuie să o poți face, să pui niște cerințe de achiziții și după asta să verifici dacă corect s-au executat lucrările. Cu alte cuvinte, noi propunem așa un DLE. Noi aici iarăși avem aceleași probleme. Noi nu avem evidență tehnică a infrastructurii noastre. O evidență tehnică corectă ar presupune că noi avem normative de mentenanță. În ziua de azi, mentenanța iarăși se face în baza deranjamentelor. Adică, dacă pe noi ne-a sesizat cetățenii, adică el a nimerit de-am în groapă, și el pe noi ne sesizează că, uite, noi avem aici o groapă, iar că în baza sesizărilor este, noi planificăm mentenanța pentru anul viitor. Înțelegeți? Și, dar obiectivul sună că noi asigurăm conformitatea drumului, de exemplu, da? Deci noi nu reușim să atingem obiectivul în stare reactivă. Noi trebuie să prevenim momentul ăsta, adică
o evidență tehnică cu cerință bine setate pentru fiecare element de infrastructură cu normative de mentenanță, nu ne-ar ajuta atât la planificarea lucrărilor este, cât și la o evidență și o vedere că, uite, anul ăsta am făcut reparații deja la drumul ăsta, la anul nu mai trebuie să, că e complicat așa să cauți în hârtie, eu nu știu. Asta e, deci, evidența tehnică, necesitatea unui sistem pentru evidența tehnică a infrastructurii e vital necesar pentru o primărie, trebuie să gândească la momentul ăsta, încă o dată reiterez. Așa, lipsește evident lucrări de reparație, iarăși, nu reușesc. De la E are 80% din obiective, nu știu dacă ați zis de sistemul Pareto, da? Deci dacă DISPU are puține obiective, dar multe resurse, atunci de la eu chiar sunt mai puțin decât în DISP. Dacă în de la ES 8, în DISP sunt 5, îmi pare. E, invers. În de la ES 5, în... nu contează. Sunt mai puțin. Cu alte cuvinte, doar comasând resursele astea, se vede că noi să obținem. Dumnealor nu reușesc, e ca să recepționează lucrările fără a documenta supravegherea tehnică. Supravegherea tehnică ce ar presupune? Că ești la fața locului să verifici dacă s-au respectat toate cerințele înaintate prin caietul de sarcini sau celor cerințe tehnologice pentru o reparație și asta trebuie să fie făcut obligatoriu pentru toate lucrările, asta e părerea noastră, inclusiv și pentru lucrările de servire, nu numai lucrările de reparație așa mai apasate. De altfel, ce fel de calitate a recepției poate? Ei efectiv nu reușesc să facă asta. Deci ea și asta se cere comasarea asta. Cam așa urmează să arăte de la EU, care va fi comasat cu DISP, este o subdiviziune de organizare și evidență tehnică, deci organizarea operativă, evidența, eliberare de autorizații și o secție de supraveghere tehnică, de inspectori tehnici care o să lucreze pentru prima secție sau la comanda lor. Deci primesc sarcini de la prima, subdiviziune ieșiți la obiectul cutare, verificați cutarele criterii. Documentați și aduceți înapoi, le-au adus înapoi, au introdus în evidența tehnică, avem și evidență, avem și recepție. Tot avem într-o singură subdiviziune. Alte subdiviziuni de suport. Pe lângă acei secții de achiziție, mai sunt încă patru secții de suport. Da? Deci secția resurse umane, secția economic-financiară, secția de servire tehnică. Bun, de servire tehnică care se ocupă cu cleaning-ul, cu transportul, utilități. Secția resurse umane a luat asupra lor suportul juridic, secretariatul, arhiva, petițiile. Efectiv, procesul lor de bază, gestiunea resurselor umane. Noi propunem, noi... Bun. Pornind de la fapt că asta e o chestie, cred că și ține de toate direcțiile și toate entitățile afiliate primăriei, este toate direcțiile, nu știu, preturile. Ideea e în felul următor, că direcțiile respective reprezintă niște activități de bază. În cazul dat, noi avem o direcție cu activitatea de bază și ține de transport public și ține de drumuri. Da? Asta e activitatea lui și ei specialiști în asta. Acum ei sunt puși în situația când ei trebuie să-și organizeze de sine stător evidența contabilă. E ca e un tehnic, da? Și roagă-l să-ți organizeze la dânsul evidența contabilă. Și noi direcții de astea nu avem una, noi avem multe. Și pe tot locul e director financiar, contabil, șef și ei acolo în lumea lor. Dar asta e sistem de evidență contabilă care nu e ieftin în sine să-l organizezi. Da? Astea sunt politici de evidență contabilă. Același resurse umane, da? Deci organizează procesele de resurse umane. Tot e un sistem de evidență a resurselor umane care lipsește printre altele aici. Adică e bine că sunt puțini, dacă ar fi mulți. Soft este, dar nu se lucrează pentru că e imposibil. Adică cu resursele lor ei pot doar să execute procesele astea. Și noi asta propunem că managementul operațional, adică regula pentru procesele de suport, asta e achiziții publice. Bine, aici regula e pusă că e la nivel de stat. Doi, și softurile spuse la nivel de stat. Evidența personalului, gestiunea resurselor umane. Trei, evidența contabilă,
planificare și bugetare, suport juridic, toate acestea procese de suport, ele trebuie organizate cu repartizarea secțiilor în teritoriu, adică execută regula stabilită centralizat, doar pentru subdiviziunea din teritoriu. Asta a fost ideea noastră. Și atunci când se aprobă această idee, noi o să avem așa subdiviziuni ca suport, ca secția secretariat, secția administrare IT, printre altele, ea ca noi vorbim despre sisteme informaționale, da? Și deși ele nu lucrează, dar dumnealor n-au. Ei n-au administrator IT în secolul 21 și ei nu pot să-l aibă, pentru că asta trebuie centralizat. Acolo, la nivel de direcție, nu-i poți organiza așa. El ca proces parcă pare a fi simplu și când e ta, că nu e de bază, dar e de suport. Dacă complex, asta e foarte complicat proces să organizează așa o activitate de administrare a sistemelor software. Așa, secția comunicare, iarăși, tot la nivel centralizat, e cea mai mare problemă, noi încă am observat partea asta de comunicare, când eu m-am dus cu o părere acolo și am ieșit cu o altă părere. Și eu îmi dau bine seama că eu m-am dus acolo cu o părere mai repede greșită decât acolo pe loc am auzit-o, dacă lipsește comunicarea dată. E pur și simplu, sau nu e așa cum... Dar și pe din altă parte, comunicarea e foarte importantă, mai ales pentru sectorul public, pentru companii care gestionează banul public. Populația trebuie să cunoască. Tak, deservire tehnică, economico-financiară, resurse umane și juridică. În final, noi avem ca așa o structură organizatorică cu trei direcții de activitate de bază, și partea de management transport, parcări și lucrări delitare, e vorba de infrastructură rutieră, și patru secții de suport cu administrare centralizată din oficiul central. Asta, la moment, e propunerea noastră. Toate aceste propuneri sunt descrise foarte detailat într-un raport de audit instituțional. În baza raportului a fost elaborat regulamentul direcției, regulamentele subdiviziunilor, toate subdiviziunile care aici sunt enumerate, cu legătură între proces. Atunci când dumneavoastră o să le citiți, o să fie poate mai clar decât eu v-am explicat acum aici, pentru că e mult de vorbit, adică noi nu reușim. Asta e. Dacă sunt întrebări, eu sunt gata să... Da, noi... Vreau să vă mulțumim pentru munca care ați depus-o, pentru rezultatele care le-ați livrat, pentru prezentarea de astăzi. Vorbeam cu domnul director că orice structură, la o anumită etapă, în special administrația publică locală, are nevoie de restructurări și direcția transport este una din acele direcții de bază în administrația publică locală, pentru că este cea care trebuie să se livreze rezultate și rezultatele, dacă nu sunt livrate, sunt foarte vizibile. Mă refer la străzi sau calitatea străzilor și trotuarelor, siguranța rutieră, semafoare, semne rutiere și multe, multe altele, iluminat și transportul public nemijlocit. Sunt elemente foarte importante. Și fără o analiză minuțioasă a modului de organizare, nu poți face aceste restructurări. Pe de altă parte, noi problemele le cunoaștem și cei ce dumneavoastră ați reușit să faceți este să le punctați exact, să le argumentați, pentru că noi le vedem din punct de vedere practic cum exact și care sunt acele probleme și le simțim zi de zi. Dumneavoastră le-ați punctat și le-ați indicat pe foaie, ceea ce este un lucru foarte important. Și corect a spus, trebuie legate între ele, pentru că noi putem vedea anumite procese și le vedem și probleme, dar ele trebuie, pe lângă punctate, trebuie legate între ele cum să ajungi să le soluționezi sau să reglementezi. Pe de altă parte, poți să ai structura foarte bine organizată,
dezvoltată și aprobată, însă tot se învârte împrejurul oamenilor. Poate să fie o structură slabă, din punct de vedere a organizațional, mă refer, dar cu oameni de calitate care să livreze rezultate foarte bune. Noi vrem să găsim acel mijloc între aceste lucruri, pentru că o problemă de bază în a atrage specialiști în direcția transport este salariul foarte mic și atractivitatea, motivarea și multe altele. Am mers în multe orașe, chiar împreună cu domnul director, am văzut modelele de aplicate de către alte orașe. Chiar avem peste 3 săptămâni avem în Lublin să mergem să vedem practica lor în gestionare. Însă ceea ce am văzut în orașele din România, în Federația Rusă am fost, sunt diferite de la oraș la oraș, unele mai închise, mă refer la procese interne care gestionează tot patrimoniul cu întreprinderile lor pe intern. Unii sunt foarte, foarte deschiși, mă refer la contractarea din exterior a tuturor serviciilor. Deci ei nu se complică foarte mult, ei nu au specialist aici, ei contractează. La noi puțin legislația diferă și aici avem problemă în privința asta, pentru că pentru noi astăzi ar fi foarte convenabil sau s-ar potrivi acel mecanism de contractare a serviciului, spre exemplu, de supraveghere tehnică, unde dacă ai 2-3 specialiști în direcția lucrării delitare, contractezi încă 5 experți sau specialiști în drumari care se ocupe zilnic de inspectarea șantierilor. Și sunt oameni din extern, plătiți foarte bine, care să fie sarcina pusă de a ține la control calitatea lucrărilor efectuate. Însă, cu părere de rău, iată, anume acest mecanism noi nu îl putem aplica. Pentru asta, includerea a statelor de personal suplimentar, nu mai vorbesc de parcări, pentru că acolo este o problemă foarte mare. Iată, în perspectivă, aceste lucruri ne va da posibilitatea ca să dezvoltăm acele domenii care astăzi nu sunt acoperite de specialiști. Și sper că chiar este necesar, cred că consilierii vor înțelege și ei problematica, vor înțelege necesitatea, vor veni cu suport și vor vota acest nou organigramă care este propus și nouă structură a Direcției Transport. Mulțumesc încă o dată. Da. Și cred că va trebui cumva poate și pentru consilierii municipali să facem o prezentare ca să scoatem din întrebările care eventual pot avea la comisii, convocații poate din biroului permanent sau cine își dorește. În principiu ieri am anunțat, dar astăzi este o ședință, este ședință de consiliu, da. Se suprapun în cazul ăsta. Da, credeam că o să finalizeze ședința ieri, dar vedeți că ieri numai un subiect a fost dezbătut, așa că... O să creăm oportunitate de consultare mai largă. Mersi mult. Mulțumesc încă o dată. Sănătate mult. Plăcere.